Bună dimineața, salutări, DRG Fitness Sports, canalul de YouTube. Eu sunt Dani, Daniel, cum doriți voi. Ceilalți unii îmi zic Johnny de aici, mă rog. Ideea este, știți despre ce este vorba, urmăriți canalul meu, dacă vă place ceea ce fac, vă abonați. Dați un share, dați un like. Dacă nu vă place, dați un dislike. Dacă nu vă place, nu vă abonați. Știți ce trebuie să faceți. Bun. Ce facem astăzi? Vă prezint un scurt exercițiu de dimineață, dar, de fapt, sunt două, dar înainte să vă prezint aceste două exerciții, aplauze. Aplauze pentru tricoul meu minunat. Whooping ass machine. Get it. Și în spate, alcohol full. Da, de fapt, acest tricou are două, se poate purta pe ambele părți. Deci cu acest text Whooping Ass Machine să fie în spate sau să fie în față. Eu am decis ca, sau acel schelet de pe spate, ca să fie în față sau să fie în spate. Am decis asta să fie așa pentru motivare. Whooping Ass Machine. Let's do it. Deci, ce facem astăzi? Două exerciții. Ah, by the way, tricoul este de la WWE, World Wrestling Entertainment, și este de la Stone Cold Steve Austin, pentru cei cunoscători. Bun. Avem aici, o secundă, avem această heavy band minunată cu care facem, uitați așa, pentru cine știe pentru ce facem chestia asta, ce lucrează. Vă zic eu acum. Lucrăm brațele și lucrăm și biceps și tricepuți în același timp. Noi când facem mișcarea asta, lucrează bicepsul. Dacă urmăriți aici, vedeți, se vede? Sau să vin mai aproape, se vede, cred. Vedeți? Așa. Bine, lucrează și partea antebrațului, dar când facem mișcarea înapoi, lucrează, vedeți, tricepsul. Și atunci, una așa, una așa, una așa, una așa. Este un exercițiu foarte bun, mie îmi place foarte, foarte mult. Este un exercițiu nu foarte greu de făcut și ceea ce fac eu aici este cu practic heavy free weight, adică fără greutăți, cu greutatea. Da, se poate folosi gantele și atunci ajustăm greutatea. Ne punem un pic de muzică. De fapt, haideți că o să pun să auziți și voi puțin ce muzică scot. Extraterrestrial, Katy Perry, Eddie. Let's do it. Cinci. Zece. Da, deci facem așa câteva serii. Iar acum, al doilea exercițiu este pentru și pentru triceps, dar pentru spate în general. Avem o altă bandă elastic. Am prins-o la, pur și simplu, este prinsă la mânieră ușii, să nu credeți că am echipament sau și uitați-o mult. Deci, ideea este cât mai simplu, keep it simple. Se poate adapta foarte ușor în orice condiții, în orice casă. Pentru că mie, eu sunt o persoană care nu-mi place să complic lucrurile și așa viața este destul de complicată. De ce să o mai complicăm și noi, nu? Să trăim mai simplu și mai fericiți și mai happy, să ne bucurăm de fiecare moment. Haideți să vă arăt cum este acest exercițiu. Deci, luăm banda. Banda este lungă cât de lungă dorim. O facem așa, încă am nevoie aici.
Și este pull up pentru spate. Și lucrează spatele și triceps. Spatele drept, pieptul în afară. Nu. 10. 11. O să fac 20. 12. Privire înainte. 16. 17. 20. Da. Și când faceți acest exercițiu, o să simțiți un pic și la triceps, mai ales la biceps, la invers, la biceps, mai ales la triceps și, bineînțeles, la spate. Spatele în zona asta. Asta și aici. Și puțin aici. Deci, partea de sus a spatele. Foarte important să vă hidratați, să aveți apă. A mea se termină acum pentru că pe finalul antrenamentului. Da. Vreau să vă prezint și proteinele magice de la Whey. Whey Protein. Sunt cele mai bune proteine care le-am folosit ever. Mi le-a recomandat un bun prieten de la noi din țară. Te salut, Sever. Știi despre cine este vorba. Da, și acesta este de bază de ciocolată. Se poate pe bază de banane, de cășuni, pe bază de ciocolată. Deci ați prins ideea, nu? Mai facem o dată, că oricum e ultima mea serie și să vă mai arăt. Sper că vă place ceea ce fac, sper că arătați și la alții ceea ce fac, sper că o să vă abonați cât mai mulți, pentru că, să vă spun ceva, indiferent că... O să fiu foarte direct, eu de obicei așa direct, nu-mi place să vorbesc pe la spate, așa. Dacă am ceva, spun în față. Și anume, indiferent că voi vă abonați sau nu, tu, cel care te uiți acum la canal, fată, băiat, femeie, bărbat, nu contează, indiferent că tu te abonezi sau nu, canalul o să continue, eu o să continui să fac videouri. Pentru că îmi place, mi-am găsit plăcerea și îmi place și doresc să motivez lumea. Nu te abonezi tu, întotdeauna se va găsi altcineva care să se aboneze. Deci, at the end of the day, la sfârșitul zilei, eu nu pierd nimic, eu am doar de câștigat. Nu câștig acum, dar o să câștig pe termen lung. Pentru că bani din YouTube faci după un anumit timp. Și multe lucruri, dar dacă fac ceva de plăcere, n-am de ce să pierd. Iar... Vă mai zic un motto așa de dimineață, dar asta după ce mai facem următoarea serie. Uitați ce melodie avem. Dar melodia asta de pe Talk Life. Talk Life. Spatele drept, pieptul în față, privire înainte. Așa. Și o să mai fac încă o serie, mai o serie, ultima serie. Ce ziceam că vă spun despre motivare? O prietenă de-a mea, am văzut că a postat acum recent pe YouTube, știam citatul ăsta, dar mi era reamintit. Este vorba despre Lavinia Stoica, actriță, pentru cei care o știți, care e la Iubiri Secrete, care la scuze am încurcat la trăzniții.
blonda polițistă, care joacă, dacă mai joacă, cum face alte fel de scenarii, și postează el o poză, zice, fii atât de bun, be a good enough, stai că vă citesc exact cum e că mi-am dat aici, o știam, dar mi-a reamintit-o, dar stați să vedem, să vedem, să vedem, să vedem, să fie, să nu greșesc. Be so good that they cannot ignore you. So be so good they cannot ignore you. De la Steve Martin. Adică fii atât de bun încât ei nu te pot ignora. Despre asta e vorba. Și este un mesaj motivațional care mie îmi place foarte mult și mă motivează foarte mult. Mulțumesc, Lavinia, că mi l-ai reamintit. Am văzut postarea ta de ieri de la poză și așa mi-am adus aminte de pe Facebook. Și mai avem un mesaj. Mai avem un mesaj, dacă îl găsim, de la altcineva. Tot așa un mesaj plin de motivare. Dar nu știu dacă o să-l găsesc. Dacă nu-l găsesc acum, atunci o să vă spun altă dată de el. Pe scurt, este vorba de... Da, l-am găsit. Mai facem o serie și după aia vă spun. E ultima serie, vă promit. E ultima exercițiu pe ziua de astăzi. Dacă putem să schimbăm și melodia. Da. De la Motorhead, Triple H, The Game. Time to play the game! La ultimul fac mai multe repetări, că e și mai greu, în ultimul exercițiu, să fie mai intens. Cu 24, nu? Ok, mesajul care am vrut să vi-l spun și vouă, și anume, este o atletă care pe Instagram are 2,7 milioane de urmăritori și spune așa, la descrierea profilului la Instagram. My goals don't stop for anyone. Either you support me or I make it happen alone. Either way, it's going to happen. Și acum, pentru cei care nu înțelegeți ce este engleza și ar trebui să puneți mâna să învățați engleza și să vă uitați la emisiuni, filme și în engleză și să interacționați, că engleza e o limbă cunoscută peste tot. Deci, my goals don't stop for anyone. Either you support me or I make it happen alone. Either way, it's going to happen. Cu alte cuvinte, traducerea vine, obiectivele mele nu se opresc pentru nimeni. Sau visurile mele, cum doriți să... Obiectivele, așa ceva, ok? Obiectivele mele nu se opresc pentru nimeni. Ori mă ajutați și mă susțineți,
ori o fac de una singură, sau în cazul meu o fac de una singură, oricum ar fi, o să se întâmple. Deci despre asta e vorba. Așa că, cum vă ziceam, nu uitați, abonați-vă la canal sau nu vă abonați, dați un like sau dați un dislike sau nu dați nimic, e alegerea voastră, sau dați o distribuire sau nu dați, dar eu o să fac în continuare video pentru că îmi place să motivez lumea, îmi place să inspir lumea ca să facă sport și mișcare și să fie activ, să aibă o viață sănătoasă și să te bucuri de ceea ce faci. Așa că mesajul este, dacă mă susțineți sau nu, obiectivele mele se vor îndeplini oricum, nu se opresc după X sau Y și aceste obiective se vor realiza, ceea ce îmi propun. Iar la urma urmei, știu că voi realiza următorul lucru. Voi fi atât de bun încât nu voi putea fi ignorat. Fără lipsă de modestie sau chestii de genul, dar sunt mesaje motivaționale care te inspiră, care te fac mai puternic, care te fac mai încrezător în tine și toți avem nevoie de astfel de mesaje. Vă mulțumesc că vă uitați la mine, vă mulțumesc celor 55 de abonați care suntem pe canal momentan. Vă doresc să aveți o zi plăcută. Whooping gas machine, it's here. Mesajul e aici. Exercițiile le-ați văzut. Vizitați canalul, pagina de Instagram, Instagramul meu, Dani, cu dublu N, D, deci D, A, N, N, Y, linie jos, D, R, G, 7, 3, 6, 9. Deci Dani, cu dublu N, cu Y, bară jos, D, R, G, 7, 3, 6, 9. Aveți în descrierea acestui videoclip și pagina de Instagram, puteți să o accesați, de asemenea pagina de Facebook, o să aveți acolo și, bineînțeles, linkul canalului de YouTube, în care puteți să apăsați subscribe. Și dacă apăsați subscribe și vă abonați, de ce să nu apăsați și butonul de sus, de la YouTube, pentru notificări, acel butonaș ca un clopoțel în care vedeți notificările când postez videoclipuri noi. Acest videoclip este unul mai lung, de obicei fac videoclipuri scurte, dar mai facem și videoclipuri mai lungi dacă avem de vorbit mai multe și chestii detaliate. Gata, mi-am lungit, nu mai rețin. DRG Fitness Sports, YouTube, Johnny, Dani, el v-am pupat, o zi bună. Pa, pa!